Bărăganul. Câmpie fără sfârșit, ca întinderea mării. Undeva doar orizontul pe care privirile ostenesc întrebătoare. Un imens culcuș în care cerul îmbrățișează pământul, fără a-i curma răsuflarea. Era pe la începutul acestui veac. Aici, în Bărăgan, odată trecută vara, se abătea an de an o vijelie pustiitoare adusă de crivăț. Un vânt al nebuniei, care mătura pământul de toate gunoaiele lui. Iar pe pământurile acestea singuratice, ca niște oi cu lână de oțel, ciulinii sărăcii parcă râdeau de oameni și de vite. Era pe la începutul acestui veac. În anul acela crivățul sufla cu o putere neobișnuită. Sufla în gândurile oamenilor, în privirile lor care pândeau vântul năprasnic al răscoalei, ce va deschide drum vântului fericit al libertății. Niciodată, în adâncul vremurilor, piata mea țară, harnica mea țară, dulcea mea țară, nu cunoscuse zile atât de cumplite ca cele pe care vi le voi povesti acum. Niciodată blânda mea țară n-a suferit atât de crâncenă. Dar noi, copiii, ce știam atunci? Și aceasta este povestea unui copilandru din Bărăgan, a unui copilandru supra cărui frunte ardea dorul de evadare, ai cărui ochi cercetau zarea așteptând de acolo bătaia vântului. Vântul îi smulgea pe copilandrii din brațele mizerii. Vântul îi lua de lângă părinții lor. Vântul îi chema, le biciuia sângele. Vântul îi făcea să alerge pe urmele ciulinilor, să alerge prin pulberea răscolită a câmpiei tot înainte. Pentru unii din ei, visul se oprește odată cu crivățul. Ei nu vor pleca să se ia la trântă cu lumea, ca ceilalți, care își vor continua drumul împinși de nădejdea unei vieți mai luminoase. Să plece cu ei la oraș, să-și lase părinții. La această răscruce începe povestea lui Matache. Bine că ne-am întors. Ce au să se bucure ai noștri? Hai, nu vii? Tu ai noroc. Pe tine n-au să te măgească, mă. fi rar al dracului. Pește și iar pește. În fiecare an, în fiecare zi, o viață întreagă. Sărătura asta afumată și putrezită mi-a împuțit și sufletul. Mai știi cum mai arată un coltuc de pâine? Când am venit încoace, ziceai, barem aici o să avem pește. Satule, unde-s ceilalți? Au murit vedeatea și necați, pași pe utul. Și ție asta ți-a sucit mințile. Și pătrunde, a? De ce nu s-a întors cu tine? Matache! Răcește din copii, scoți sufletul! Am să-ți arăt eu ce acasă! Numai tu ești capul răutăților, să fiu eu, Matache, ți-ar mai trage! Las că-i dau eu lui! Matache! A furisitul tău de băiat, i-a târât pe toți după el! Petru m-a luat cel din tip peste picior când am spus că viu înapoi. Tacă-ți gura! Ce nevoie aveau să plece? Ce nevoie? Păi plesnesc de viață băietanii ăștia și ar putea să trăiască și altfel decât noi. Hai, dragul man! Bine-ai făcut, dragul mami, dar trebuia să ne fi spus și nouă, că poate am fi plecat cu tine. Zău, mamă! Să te înveți minte, păcătosule! De 3 ani n-a mai fugit nimeni după Ciulin. De ce nu s-o fi întors și Petru? Na. Așa nu se mai poate. Trebuie să plecăm de aici. Zău, mamă? Unde să plecăm, Anica? La oraș. O să cumpăr un cal și o căruță și o să pornim să ne vindem singuri peștele până tot Bărăgan. Ne facem negustori, mamă? Și o să mergem să trăim la oraș, unde-i pâine. Nu o să mai mâncăm mereu pești. Cât oi fi eu plecată, voi să pescuiți zi și noapte, auzi, Marine? Bine, Anica, dacă spui tu. Cum naiba se mai ține pe picioare uscăciunea asta? Altul mai ieftin n-aș fi găsit decât cu pielea pe băț. V-am adus și pâine. A? Te mai doare? Matache, ai grijă de cal. Hai, calule, că la 9 să te îngrași. Prea slab ca să tragă căruța încărcată. E, trebuie să o tragă. Și apoi drumul n-are să fie lung. O să ne vindem repede peștele și o să ne facem bani de tren. Ai, mama, ai văzut tren? Da, mamă, l-am văzut. Te duce până la București. Și chiar dacă ajungem la București, ce să facem acum? Orice, Marin. Sunt sumedene de oameni bogați la oraș și fiecare are nevoie de câte ceva. Eu m-aș apuca să spăl rufi. Îi bogați murdăresc mult la oraș. Tu ai putea să cânți din fluier. Aud că te plătește pentru așa ceva. Matache are să înveți o meserie. Poate am avea și noi casa noastră și am trăit și noi în rând cu lumea. O să mă fac brutar, mamă? Da, mamă, brutar. Și eu n-am să mai săresc pește cât o-i trăi. Bine, s-a dus să caute doftor. Știi că ne iubește. Ascultă, auzi vântul și ciulinii, fuge după ei, fuge, îi spește cu ciomacul și el e un ciulin să ajungă departe, dragul mamii, prea cald. Să mai mănânci pește. Orice-ar fi, plecăm. Stinge focul pentru numele lui. Mama, nu vreau să mori. Lasă-mă, nene. Băiatul o să găsească mereu de lucru. La primăvară ți-l chem. Să văd lumea. E mare, tată? Mie mi-a pierit pofta lumii. Am văzut destule, mă, băiete. Nu mai vreau să văd decât cum văd orbeți. Drumul e greu, îți arde picioarele, îți moaie genunchi. Dacă n-ai ține atâta să pleci, nici cu 7 boi nu m-aș urni de aici. Zău, plecăm, tată? Doar tu mi-ai rămas. Merg unde vrei. O să vindem noi peștele, tată, cu 50 de bani o caua. Știu eu. Aici o să vedem dacă maică ta nu s-a înșelat cumva. Nu s-a înșelat. O să-l vindem și o să mergem la oraș. După ce am înghițit tot praful bărăganului. Nu vrei mai mult? Cu eu să-l vând cu prețul ăsta. Dacă mai și putrezi, nici porții n-o să încep. Matache, acum că suntem bogați, să ne ungem un pic și sufletelul. Dă-ne niște pâine, un cârnat și din zahărul ăsta pe soară pentru băiat. Matache, hai! Bordino, privește-te rog paharul ăsta. E ceva? Matache! Angiule, un pahar! Curat? Ăștia sunt boierii, tată? De ce sunt îmbrăcați așa? Fiindcă nu-s ca noi. Angiule, ce se aude cu paharul? Gata! Ah, dragă, am uitat în zăpăceala plecării capa albastră aceea care se asorta cu rochia de bal. Nu poți să-ți iei alta de la București? Imposibil, mașero, cumpărasem de la Paris. Îți place? Da, e mai bun ca peștele. Răsule, așa-te, mă rog. Ei, să ne grăbim, să nu ne apuce noaptea pe drum. Ce-ai văzut, mă? Să fiu al dracu dacă am stat vreodată atât de aproape de ei. De aproape sau de departe, mare scofală nu-i de capul lor. Că ce m-a dat Strechean, toți dau porni la București. Se duc la expoziția regelui, zice că o să fie mare tărăboi. E, nu știai, mă? Abar n-ai că la București au înălțat un sat întreg. Și a dus și țărani de-ai noștri, țărani adevărați. I-au umflat cu mâncare ca pe niște cimpoi, le-a făcut obrașii cât dovleci. Să vedeți voi vacile! Da, pe aici ori pica să ne vadă uscăciunea porumbului. Aș, de unde? Tată, noi mergem la București? Da. Dacă o căruță cu pește sărat ar putea să schimbe traiul unora ca noi, atunci n-ar mai fi un singur oșcior de cra pe pământ. Anica s-a înșelat. Peștele lucește prea tare și îți ia ochii. martor mi-el de sus că n-am nicio vină. Apă i-am dat și iarbă. Nu l-am pleznit odată cu biciu. Așa a fost să fie, mă. Drumul e lung, să uităm toate. Le plătim atât de scump. Dumnezeu o să ne țină și nouă socoteala pe răbojului. Am pierdut tot. Mama, calul, peștele. Ai vrut să vezi lumea. Ai văzut-o? Tată, o să găsesc de lucru? Nu cred. Nu cred nimic. Totuși, trebuie să nădăjduim. Cine știe? Poate că Sfânta Vinere a săracilor din poveste o să ne ajute. Am mai ajutat ea și pe alți nebuni plecați să se ia la trântă cu bărăganul. Într-o pustietate ca asta te poți aștepta la orice. La conac, două care cu grâu. Ăsta n-a mai scos niciodată la capăt. Parcă spune că peste câteva zile. I-am luat seama. Și dacă n-au terminat de dres hambarul? Mă descotorosesc eu, iute de ei. N-aveau de muncit decât 2 ceasuri. Lasă. Ziua ta s-a încheiat. Du-te. Puteți munci pe căldura asta năbușitoare. Dar nici nu ne gândim să ne prăpădim cu firea domniță. Lică zice că hambarul trebuie să fie gata azi. Lasă, zic. Acoperișul tot nu poate fi dres. Tu fii putrezit. Dar totul este putrezit, mucegăit. Totul se prăbușește. Nu înțeleg de ce Lică se încăpățânează să înalțe un lucru care se dărâmă de la sine. N-o fi de înțeles, domniță. La Lică știe el ce vrea. Îți culege grâul, pe noi ne pune la muncă. Ce mai turavura? Se îmbogățește. Într-o bună zi, valea. Și odată cu noi și dumneata. Săracul de... Habar n-are ce-i bărăgan. E moldovean. Acolo pământul nu prăpădește oamenii. Aici înghite. Țarfuier al dracului. Ești hoț, rămâi hoț, gata, îți dup. Am încercat să mă pună să muncesc, de-aia m-am cărăbănit. Aici, dacă vrei să halești, nici n-ai ce fura. Au furat mai înainte alții totul. Ce aveți, mă-mi vine? Dragă, ce-ați făcut toată ziua? Unde-mi pun grâul? Totuși, au muncit cu râvnă vieții oameni. Coperișul nu poate fi dres. Stuful-i putresit. Ce-mi pasă? Blaștinile gem de stuf. Bine, dar blaștinile nu sunt ale noastre. Sunt ale boierului vecin. Avem cu ce plăti? Poate vrei să mor de foame la iarnă cu coană. Eu am alte gânduri. Zici că ești hoț. Atunci știi cum să fură fără să te hațe careva. Bine, dar mlaștinile sunt păzite. Dacă nu, să-și ia catrafusele de aici. Abia scăpăm de două nevoi. Ai înțeles, odorogule? Îl iei și pe fitul să aibă grijă de cal. Unde mă s-o mai fi și ăla? Matache! Matache! Ce-ai cu el? N-a muncit destul azi? S-a culcat. Ce-i fi crezând? Și la noi se muncește din greu. Până și copiii se duc la seceră. Numai că asta era la noi, acasă. Și ne iubeam. Și de ce ai plecat dacă te-ai iubit? De ce n-a fugit cu tine? I-ar fi prins boierul. Și pe tănase al ei l-ar fi ucis. Așa cum mie mi-a ucis taică meu dragoste. La 16 ani m-am îndrăgostit de un băiat. Era frumos. Și eu eram frumoasă. I-am dăruit tot. Dar fata unui boier nu se mărită cu fiul grăjdarului lui, chiar dacă ar fi prințul din poveste. M-a luat cu el într-o noapte, când bătea crivățul. Am fugit departe, mult timp. Ne-am iubit în fiecare noapte, la ceasul când ciulinii se prefăceau în stele. Într-o dimineață, oameni călări ne-au găsit, iar tatăl meu a devenit un ucigaș. Matache, hai să mănânci, ți-am oprit partea. Și dumitale, ce ți-a făcut? M-a gonit. Un unchi bătrân m-a ajutat. Mi-a lăsat casa asta și pământul. De 20 de ani plătesc. Dacă am fi fugit împreună, boierul s-ar fi purtat la fel cu tănase. Am vrut să trăiască. Și am plecat ca să mă uite și să o ia pe alta, după porunca stăpânului. Dar de ce? Fiindcă tănase-i țăran sărac și fiindcă trebuie să-i hrănească pe-i lui, fiindcă are datorii multe la boier și nu poate să le plătească decât frângându-și grumajii. Dacă nu se supune, toți ei lui au să plătească, au să moară. El o să moară. Viața lui e în primejde, nu altora. Dacă te iubește, nu o să te poată uita. O să strângă în suflet atâta ură pentru stăpânul vostru, că într-o bună zi, boierul tău se va preface într-un ucigaș, ca tatăl meu. Cu ipovnica lui vrea să-l însoare pe tănase. Da. Cu una din slujnicile de la conac. I-a făcut un copil. Era nevoie de un tată ca să acopere fapta stăpânului. Ea l-a ales pe tănase. Dacă se împotrivește, îl paște ogna. De ce? N-are cum să-și plătească datoriile. Nici două vieți mi-ar fi de ajuns să împlinească învoiala boierului. Tata a mâncat, s-a dus să taie stuf. Noaptea? întins la stânga și eu la dreapta. Acum. Baclar, burdan kaçtım, burdan kaçtım. Allah Allah, libersin. Allah belanı versin, giharsız, giharsız. Arkadaşına. Arkadaşına. Stay, stay mı? Vay, stay. Totdeauna o să fie așa? Am rămas singur. M-a zicea să mergem la București. Ea vrea să spele toate mășile din oraș. M-a zicea că tata o să cânte din fluier și o să învăț să fac pâine albă. Știam că o să plecați. Tănase e în primejdie. Vreau să-i stau aproape. Trebuie. A început culesul și boierul s-a întors în sat. Matache nu mă mai are decât pe mine. O să găsească la noi alți părinți. O casă. Da. Luptați. Plângeți. Dar trăiți. Auzi, trăiți, chiar dacă dragostea ta e de necuprins, va fi mai frumoasă decât cea ucisă de tatăl meu. Rămâi sănătoasă, ai fost tare bună cu noi. Daj zor, Tănase! Parcă s-a cam întârziat culesul. Astea-s lanurile țăranilor mie. Or să culeagă mai târziu. Oprește! La mine ați terminat lucru? M-ar fi și mirat. Cam uscați anul ăsta. Ziceam că-s cam uscați anul ăsta. I-a uscat prea mult soarele. Și lipsa de ploaie, boierule. Nu m-ați văzut 3 săptămâni și mi-aș și uitat ochii. Nu ne-am învoit că mai întâi să culegeți porumbul și nutrețul pentru vitele mele și apoi să vă faceți treaba voastră? Ne scocesc eu ceva, mă? De ce nu vă țineți de învoială? Tu ce scăruța asta la conac? Crezi că o să-mi poți furniza cantitățile prevăzute în contract? Nici o grijă, am peste 200 de oameni și ascultă-mă pe mine, ăștia nu se joacă cu voielile. Până acum am cărat o groază de coșuri. Mâine să mergi cu copiii, e mai ușor. Lasă-l, mă, Tănase, să culeagă cu ei mari. E flăcău. Bine ați venit, boierule! Bună ziua, Ursule! Totul e în regulă? În regulă. Noroc, mă, Tănase! Bună ziua! Să trăiți, boierule! Da, s-a muncit cum trebuie. În 3 zile am trimis la conac 250 de căruțe. 251. 250, boierule, să... Plus căruța pe care 3 din oameni o încărcau adineaori pe ogorul lor pentru propriile nevoi. Eu i-am socotit pe toți cât s-au ieșit. 30 ați? Ei, las că-mi trebuie acum. O să plătească. Ia nu-ți mai face sânge rău și lasă-i în pace. Nu câteva coșuri de porumb o să-mi încurce mie socotelile. E vorba numai ca fiecare să-și respecte învoiala pentru care a semnat. Fetica s-a întors în sat. Cu Dorița? Da. Nu știu cum să vă spun, boierule, s-au cam încurcat lucrurile. Vino la conac. Domnul Vizotis, reprezentantul casei Thüringer, vrea să știe cum stăm cu recoltatul. Da. Tănase! N-am venit aici numai pentru afaceri, ci socot să văd și o nuntă grozavă. Pe curând! Tudorițo! Lasă asta! Trebuie să plecăm, Tudorițo. Și noaptea asta se mai poate. Altfel mă pune în lanțuri până o iau pe Stana. Dacă nu fugim acum, mâine o să fie prea târziu. Auzi tu? Lasă-o în pace, mă. Atunci de ce s-a mai întors? N-aveai decât să rămâi acolo unde te-ai dus. Ce crezi, mă, că asta e viața, să-ți lași satul și să umbli fără rost prin lume? Firar mama ei de viață. Dar ieri spuneai că mă vrei. Și azi nu-ți pasă dacă o să mă știi cu alta. Cu țiitoarea boierului și cu ce are ea în pântec. Dar spune ceva, tu. Măi, Tănase, tu știi, noi suntem viermi și viermii nu-și ridică capul, neică. Și ai omul sărac. N-are voie să ia pe cine-i place. Nu cereți prea mult, mă, Tănase. Tu și ai tăi sunteți datori până peste cap boierului. Ce aveți, mă, cu mine? Spune-i să mă lase în pace. Nu i-am trimis. Am venit eu așa. S-a întors fiindcă i-a fost frică să nu te omoare. Când ți-e drag un om, fugi și trăiești cu el. Dar ce poți tu pricepe din toate necazurile mele? Ești încă prea mic. Câinii unui boier i-a scos ochii lui taică-miu. Și mai înainte, mama a murit fiindcă nu a venit doctorul să o vadă. Acum nu mai am decât pe Tudorița. N-a fost arșița așa mare și nu-i bună. Amara-i mămăliganul asta. Măcar de-ar fi mămăligă. Boierul săracu să aibă ce mânca. Ce-i pasă iarna așa zborul ca păsări călătoare? El joacă hora amare la București. Zilele astea o să fie ploaia. O să putrezească nutrețul. Oachiul o să crape de foame. Nu știu cu ce o scoate la cap. O să intre lupi în sat. Vremea nu-i înscrisă în învoieli. Lasă-mă că la iarnă tot învoieli o să mâncăm. Ei, mă-nțeapă ciolanele, să știi că o să plouă. Oare de-am apucat și noi să ne strângem poruncul nostru. Pus voi la cale ceva? Vrei să fugi cu ea? E adevărat că ai fost totdeauna bun și ai dus greu cu foamea și cu sărăcia și cu boala asta care ni s-a cuibărit în casă. Datoriile ți-au pus capul și boierul se pune și el de-a curmezișul să nu iei pe Tudorița. Noi nu te putem opri să pleci. Numai tu singur poți să alegi între noi și... Care ești acolo, bă? Ce, bă, ai lacăt la gură? A, știu ochii la sere. La, 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 la. Da, asta ce-o mai fi, bă? O fi necuratul sau Sfântul Duh. Taci, mă, că-i Stana, slușnica boierului. A? Lai, 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 lai. Ce cauți aici, fă? Stano! Dacă ai venit să-mi-l iei, mută-ți gândul în altă parte. N-ai grijă, Stano. Nu o să fugim împreună. Ca să te ia pe tine, m-am întors în sat. Mai bine să-l știu viu în patul tău, decât mor și cu ochii ciuguliți de ciori pe bărăgan. Oricum v-am mai spus. Dacă vreți să plecați, vă dau calm. Din tot sufletul meu. Nu, Costache. Nu-i nevoie. Nu-mi schimbi hotărârea. Și tu crezi că-i drept ca sorul mea să tragă ponoasele învârtelilor tale? Tănase nici nu te iubește. Îl iubesc eu. Nu fi rea, Stanu. În clipele grele, femeile plătesc întotdeauna. Știu. Am vrut să fiu altceva decât o slujnică boierească. Credeam că am să ajung cu coană. Am plătit și eu. Tu ai să-l uiți. Ai să-ți găsești pe altul. Eu? Niciodată. A început să plouă. Și n-am strâns niciun ștulete de pe câmp. Dacă nu-i acasă, s-a dus să bea. Ia pamblicile colorate, suntem asortați cu de toate. Ia mărceaua, ia briceacul. Poftiți, nu vă îmbulziți, oameni buni, că avem pentru toți. Ia poftim de vezi briceacul ăsta, ia uite-l cum taie, pune mâna să vezi. Intră în pâine și în slănină, ca în brânză, ia briceacul. Bă, căgăuților, unde mi-ai văzut tu pâine și slănină de 2 ani încoace? Dacă umbli pe la ei care mănâncă pâine, spune să ne trimeată și nouă un pic de grâu. Că pe urmă îți cumpăr și bricieje. Numai 2 băncuțe. Dacă aș avea, le-aș ține pentru mine să mut gâtița. Iar cu mărgelele astea aș bea 3 zile în șir. Ia uite la ăla de acolo. El trebuie să-l roi să-ți iau un șirag. El are mireasă și încă 2. Ei, da, mă, mă însor. Iau tărătura satului. Eu am ales-o. Am ales-o de bunăvoie și gata. Ce vroiați voi, mă? Să crăp? Să crăpați voi cu toți. Și bă, plouă? Toarnă. Ce n-ai văzut să vezi? Doar noi fi căzut ca orbeții în fântână. Un țoi. Bă, fraților, s-a dus porumbul nostru. Mă duc să înham calul la căruță, să adun barem cocenii până nu putrezesc. Acum noaptea? Are dreptate. Merg și eu. Sufletul meu, viața noastră, nu e a noastră, mă. E a boierului. Dar și dacă într-o bună zi viața lui o să cadă în mâinile mele. Tănase, te-ai îmbătat. Uite-o, boierea mea, asta e nevastă mea, mă, fraților. Când ne cununăm? Duminica viitoare. Hai, vino. Spune lui stăpân tu că am să-i fac un leagăn pe cinste. Da, darul de nuntă. Du-te să-ți plătească la conac. Hai. Altă dată nu mai dreg. E bună de pus pe foc. Știu, știu. Și-l de sus ce faci? Doarmi. Ne-a nenorocit cu ploaia. Pentru boier a fost zile frumoase, a? Ca să-i subținem în voielile. Asta nu-i dreptate. Și dacă ne-am fi cules întâi rodul nostru, ai? N-aveam voie. O să crăpăm cu toții de foame, și noi, și vitele. Foametea care o să vină e pedeapsa lui Dumnezeu. Ia mai lasă-l în pace pe Dumnezeu. Dumnezeu ne-a pus să-i scălim în voierile? Și tot pentru Dumnezeu am dus noi la conac 800 de care de porumb? Hai, în hamă-ți gloabă. Sau l-aștept-o pe Dumnezeu să scoată căruța din glod. Ce zici, mă, Costache? O să ne dea boierul cu un prumut mălai pentru la iarnă? O să ne dea. O să dea alora care să aibă cu ce să-i plătească. Păi la alți îi poftește la nuntă. Ce-l costă? Ți-l minte? Când s-a mărit Leana, am venit pe brânci. Aia a fost petrecere. Am băut vin roșu, a fost cum, din ăla de la franțuș. Lasă-mă că și asta o să fie bun, doar evită îl boieresc. Porumbul a putrezit. Dumnezeu drăguțul a vrut să-l putrezească. Să mor eu dacă nu el. Dar mai lasă-mă, vă femei, nu mai a căsat de mine ca lipitoare. Zici și dumneata, domnule învățător, că ești tobă de carte. Ce naiba s-a lăsat vremea asta tocmai acum? Dumnezeu a ales, ai? Dacă ții cu tot din adinsul să o aleagă Dumnezeu, să zicem că Dumnezeu a ales. Vremea însă n-ai cum să o lămurești. E bună sau rea? Boiero a avut noroc că și-a pus la adăpost porumbul. Dragul mie! Ce spui? Vezi? Ce ai spus dumneata? Păi, vorbea de timp. Zice că recolta lor e compromisă, pe când a dumneavoastră... Nu ca să vorbim de timp ne-am adunat aici. O să vorbim despre asta altădată. Când s-o face frumos! Păi ce, am zis eu altceva? Timpul e al lui Dumnezeu! Lasă-l pe Dumnezeu în pace. Haide mai bine să bem un pahar. Da, da, să-i chinăm mai bine sănătatea celor care n-au venit la nuntă. N-am de gând să vă țin un discurs, dar deoarece sunt naș, țin să adresez urările mele de fericire și belșug căsătoriților. Au să locuiască amândoi la moară. De azi, ei sunt morarii satului. Ursul o să se întoarcă la curte, pentru că nu poate fi în același timp și vehil și morar. Regret însă din suflet că sunt atâtea locuri goale la mese. Mi-ar fi plăcut să văd oameni mâncând și veselindu-se cu prilejul micii noastre sărbători. N-au vrut să vină? Nu-i nimic. O să ne veselim noi și fără dânsi. Măcioroilor! Ia cât îi las coardele! Hai! Tănase, ia-mă la joc. Se râdă lumea de mine, ha? Dar la biserică nu te-ai împotrină până popa pirostriile pe cap. Dar nici mie sub cuțit n-am ajuns. Așa să știi! Stanu, cred că ești mulțumit. Ești mulțumit și tu, Tănase? Nu asta, cântați! Cu doriță, nene, așa înaltă și subțire, tu doriți. Hai! Chiar atât de beat. Beat n-am fost decât când am soacră mea, bă. Aș vrea să o văd și pe Tudorița la petrecere. Spune-i că o cheamă Tănase. Ești un om de treabă, mă, ursule, dacă ai venit tu de la conac să deschizi crâjma. Băi! Ei! Ia veniți încoace, băi! Uite, urs, vrea să facă cinste. Eu zic că e mai bine să vă duceți spre la cășile voastre. Dar tu de ce ai venit încoace, mă? Ză, mă, Costache, ce v-a apucat? Vă întreb și eu ce v-a apucat. Boierul a închis crâjma ca să jucați la conac și voi jucați acelea. Ba nu, că o să jucăm în biserică. Au, bă, să-i spui lui Boier tu, că chiar dacă o să închide toți lăutarii, noi tot o să jucăm, mă. Nu o să-i spun că nu pentru asta merg. Dar de ce ai venit? Ei, să vorbesc cu soarta. M-a trimis boierul să te iau să joci la conac. Vii fără mutre. Hai. Tu! Sârba! Cară-te! Hai! 33 și cu 9. 41. 42. 42, ești sigur? Da. Și ăsta? Ăsta cine-i? Ăsta-i Cristian, mai are să ne mai dea 17 saci. Și de ce nu-i mai aduci? De când sunt aici nu l-am văzut măcar o dată la față. Nu-ți mai bate capul, are de unde da. Las că te înveți tu, nenicule. Am să-i cer învățătorului să mă învețe să scriu și să socotesc, ca să te pot ajuta și eu. Mai rabdă câteva luni și coconașul pe care o să-l las, te învață el carte. Hai noroc. Noroc, mă, Dragomire, noronică. Hai să trăiești. Am venit să-și cer să-mi dai cu împrumut 2 duble de mălaipă, socoteala învoielii de la anul. Nu mai am niciun bob de porumb. La mine în casă zgur destule, o știi prea bine. Dar nu-și cer prea mult. Nici vite nu mai am. Cocenii a putrezit ploaia, o știi prea bine. Iaca, vine iarna. Nu pot, mă. Nu pot. Nu eu stăpânul. Și ăla care e nu mai dă pe împrumut. Dar n-auzi că nu mai am mălai. Vrei să crăpăm cu toții? N-auzi, bă, că nu poate. Nu poate, omul nu poate. Apă se găsește destulă, dar copiii o vor și cu un pic de mălai întrânsa. Și recolta boierului a fost slabă. Îi trebuie toți sacii ăștia, ce mai tura vura. A strâns și șurupul. Are nevoie de 3000 de saci. 3000 de saci? Am auzit că la Brăila gem hambarele de grâu care se duce spre alte țări. Și ai mei, unde ori să se ducă? Ori să crape? Taci din gură! Taci! Pe timpuri te știam mai omenos, mătănase. Te rab de inima să ne vezi murind de foame? Și socoterile, bă! Tănase! Bă, Tănase! Ai nebunit? Dacă nu te-aș fi ascultat, n-aș fi ajuns un nemernic. Tu m-ai adus aici. Ce te-a apucat, mă? Ce te-ai tâmpit, a? Boierul nu mai dă pe împrumut. N-am voie să mai ajut pe nimeni cu mălai. În mare e porumb pentru 2 sate și nu pentru 1. Dar eu-s tot țăran. Nu pot să-i las așa. Zău, dar ce te-ai fi crezând în satul ăsta? Nu ești nimic, mă. Nu ești tu de vină. Și nici tu. Boala asta e veche. Ne roade pe toți ca o lepră. Ca lepra ciulinilor. De ce n-ai fugit cu mine atunci când ți-am spus? Vorbești prostii, Tănase. Viața noastră e aici. Aici? Dar cum să îndur viața asta cu mâinile în sân? Mai taci, Costache. Într-o zi s-o pățești. Până atunci or s-o pățească ei de să prăpădesc de foame. V-a apucat dorul să săpați la sare. Nu fi apucat. Că toată țara e o ognă. Mai bine i-am dat foc. Și taică tu spunea că o să-i dea foc. Și acum putrezește în pământ. Putrezim de vii cu toții. Îi dau dreptate lui taica. Ce, dacă a strivit o năpârcă și a fost împușcat? Să-mi fie rușine de dânsul? Taci din gură! Nu tac, mamă. Și mama. Și tata ați morți. Și ei nu au vrut să pună foc la nimic. Vreau doar să ajungă la oraș. Eu nu sunt de aici, dar vreau să fac și eu ceva. Fie ce-o fi. Nici mie nu mai pasă de nimic de aici înainte. Nu cu 12 saci o să scăpați voi satul de foamete. Trebuie să-i ascundem. Dacă se află, o să caute tot satul. Și ce nu mi-a spus de-asară? Unde să-i punem? Să-i ascundem în biserică. Ca să ne purască popa? Da, la școală. Sigur că la școală e mai bine. Numai dacă o să primească învățătorul. Dacă ne prind, ne împușcă. Ca pe câini ne împușcă. Vă dați voi seama? Ți-e frică? Așteptați aici. Am venit la dumneavoastră fiindcă sunteți singurul om din sat în care am încredere. Asta înseamnă să te faci părtaș la un furt. La un furt de bucate. Legile sunt aspre. Stăpânii tremură pentru liniștea lor. N-a văzut nimeni nimic. Și apoi m-am gândit că n-or să scotocească ei tocmai la școală. Pe urmă, ne-am descurcat noi. Au să scotocească peste tot. Și dacă n-au să găsească făptașul, știi ce urmează? Oamenii or să fie arestați și trimiși în fața judecății. Crezi că am să las pe alții să pătimească pentru tine? Nu citești ziarele? Nu vezi ce se petrece în țară? Văzi ce se petrece aici, domnule învățător. E rău. E mai rău ca în 88. Tocmai de-aia. Vrei să fiu tăinuitorul unui furt? Adu-o, saci. Și zici că n-ai auzit nimic? Am uns balamalele ieri. Și de ce tocmai ieri? Ca să nu scârții. Ție nu ți-a dat prin cap cât ai stat la moară. Mâierul a dat ordin să facem anchetă. Trebuie găsit un vinovat, chiar dacă lui. Auzitați, bă? Ordinul stăpânirii e orden. Și eu n-am de gând să mă cer cu boierul. Lămuriți? Hai cu mine și arată-mi hambar. E numai așa o formalitate, mă, Cristian. Că doar n-ai fi furat tu malaiul. Hai, du-mă la hambar. Ce stai? E bolnav. N-a dormit toată noaptea. L-ai vegheat? Și n-ai auzit, n-ai văzut nimic, a? Nu. Hai, du-mă la hambar. Hai, mișcă pavele și nu fi încăpățânat. Hai, că ne cunoaștem noi. Ce mai vreți? Hai, neagraște. Ați venit prea târziu. Dacă aș fi putut, 30 de saci aș fi furat de la moară. Lasă gura! Răstoarnă-mă paiele și nu mai fă pe deșteptul. Dar la voi cine o să scotăcească, mă? Ascultă-mă, Costache, mai bine ne-i dau o mână de ajutor. Mai bine ați împărțit porum la ei care au nevoie, decât să vă bate joc de oameni. Ascultă, Costache! Nu mai ascult nimic. Cată! Unde ții mălai, mă? Mălai? Mălaiul manelor voastre! Unde-i mălaiul, mă? Unde-i mălaiul, mă? Unde-i mălaiul, mă? Unde-i mălaiul, mă? Îl aduceți înapoi pe Dragomir? Ce? A plecat acum 2 zile. S-a dus să caute de mâncare. Și l-aștepți în pat? Când e burta goală, mai stai în pat. Copiii mai uită de foame când dorm. Da? Și zici că nu știi unde-i bărbatul, hă? Poate s-a dus în satul vecin. Poate. A trecut pe la moară și a cerut 2 duble de mălai. Te-ai dat? Momental și încă 3 pe deasupra. Cum o să-i dăm, mă? Nu i-am dat nimic. Nici vorbă, s-a dus în satul vecin. Văd că din satul vecin s-a întors. Ești lămurit cine a furat mălaiul. Ăsta-i hoțul. Dumnezeu să-l ierte. Mai bine că a dat tortul popii. Se țicnise. Să spargă moara, mă, băiete. Dar cred că știi de ce se țicnise. Copiii să vină la școală cu căciul mare. O să le umplu în fiecare zi. Cu sace primejdios. O să-l pun pe Matache să spuie celorlalți. Foarte bine, bună seara. Bună seara, dumneavoastră. Puteam să luăm de 10 ori mai mult. Află că am avut noroc. Mă, ursule, ai fost la femei la Brăila? Asta mă lipsea și un cuțit în spate. Eu am avut de lucru cu descărcatul grânelor boierului, bă, nu sunt puturos ca voi. Și se spune ceva pe acolo? Că am auzit că-i de rău până țară, mă, nu vă mai luați după vorbe, mă. Niște țărani în nordul Moldovii au vrut să dea foc la un conac boieresc. Și? Au arestat vreo 30 de oameni și i-au trimis pe jos la București să-i judice. O să-i împuște. Precis o să-i împuște, bă! Ne-a ajuns cuțitul la os. Nici nu-i de mirare, cum în boierile de anul ăsta. Mi-a venit așa un gând. Dacă ne-am duce la boier, să-i cerem să schimbem boierile. Sau... Și atunci n-ar mai fi, mă, stăpâni. Ne-am luat pământurile, le-am împărțit, le-am muncit numai pentru noi și am avea, mă, ce mânca în veacul vecilor. Amin. Ești nebun? Vrei să-ți pui juvățul de gât? Vorbesc și eu așa. Ce n-am voie? Ei din Moldova ori fi avut dreptate dacă au dat foc. Te-a luat gura pe dinainte. Bine că n-ai fost la conacul ăla din Moldova. Că dacă ar fi știut că ești vătav boieresc, te cam beleau. Pe mine lupii era să mă belească, bă. S-au ținut după mine în haită când mă întorceam. Dacă mai ține gerul, intră și în sat. Dracu ne-a luat pe toți. Trebuie să scăpăm de ei. Ar fi nevoie de o goană, ai dreptate. Cum tot bat drumul târgului, n-am chef să le mai văd colțe. De... Și goana cu ce să o facem? Cu ale 3 flinte ruginite ale satului? Păi dacă vreți, poți să-i spun boierului să ne dea pui și gloanțe. O să se bucure. Și crezi că ar veni și el cu noi? Fugiți, mă, Matache, nu ne dă el pușca în mână. E frică. De lupi? Nu de lupi, de noi! Totul e în ordine? Haitași, au pornit goana. Ei, acum te văz. Îmi puși lupul sau scăpăm dracului de tine? perde la cueca. N-ați auzit-o, bă, mă? Toată lumea în fața bisericii după slujbă. Venim. Dar ce mai fi vreun, boierul? Să fiți că au uitat povestea aia de la vânătoare. Ia vedeți să vă dă treabă. Dacă n-au cercetat până acum, înseamnă că e o pricină. Boierul nici nu se mai gândește la vânătoare. Nu să ne vorbească de învoieli. Nu face el alte învoieli decât silit, mă, oameni buni. Tot noi ne frângem grumajii. Ai vrea altă ceva? Armata e de partea boierilor. Care armată, mă? Soldații sunt de-ai noștri, țărari ca și noi. Păi cum o să-și omoare ei, frații? E adevărat, se zice că în Moldova soldații nici n-au vrut să tragă. Sau dacă au tras, au tras cu clanții oarbe. Iac, vedem noi acum despre ce e vorba. V-am adunat pe toți aici ca să pot pune într-un fel capăt anchetei. Sunt sigur că îl cunoașteți pe cel care a tras asupra mea. Aștept. Vinovatul se află printre cei 40 cărora le-am împrumutat puști. Și trebuie să fie dat pe mâna justiției. Nu e vorba de o întâmplare, ci de o tentativă de asasinat. Cineva a vrut să mă omoare. Prima oară m-a scăpat. A doua oară sunt sigur că o să o ochească mai atent. Omul acesta trebuie să mărturisească. Dacă până la orele 4 făptașul nu apare la conac, vor fi arestați toți cei 40 cărora le-am împrumutat puști. La București judecățile merg repede. Dacă a tras careva din noi, să spuie. Nu-i drept să pătimim toți pentru unul. Are dreptate, Grigore. Avem noi destule necazuri. Ce să ne mai tragă până judecăți? Fiindcă vrei să vorbești cu noi. Ia spune, unde-i dreptatea, boiule? Vreau să o văd și eu. Și foamea, care ne roade de 4 luni de zile. Dăm boielile, de ce nu se schimbă? Și vitele, să nu mai întoarce de la groapă? Nu de asta v-am adunat aici! Putem să vorbim sau nu? Cum să nu putem? Și o să vorbim deschis. Dacă cineva dintre noi a vrut să omoare, să fie judecat. Dar să fie judecat de judecători adevărați. Eu îți dă partea dreptății. Nu o să cocoloșim un vinovat. Numai să fie pedepsit cu dreptate adevărată. Și care-i, mă, dreptatea adevărată? Aflați că există această dreptate. Este dreptatea apărată de mii de soldați. Soldați care știu să-și facă datoria. Și ei n-au nevoie de prizonieri. Așa cum n-au avut nici în Moldova. Cui s-au înfierbântat mințile și poftește răzmeriță în țară să poftească. Voi ați vrut-o. Până nu vine făptașul la conac, adunările în grup sunt interzise. Jandarmii vor păzi ca toată lumea să stea în casă și să nu forfătească nimeni fără rost. Vreau să vă refrica noi de asta. Ei, măi, Ioane, ziarele sunt pline de frica asta care a dus că ea moarte. Dar nu suntem tâlhari de codru. Nu sunteți, dar cine se răzvrătește? Hai, domnătător, hai, hai! Hai, bă, mișcă, n-auzi! Bă! Bă, tu n-auzi, mișcă! Hai! E, la! Prietenul lui boierul a poftit să prânzească cu dreptul. Ce cere boierul cu judecata vinovatului e în drept social. Îți tremură ficația, ai? Mie, mă! Cui? Dar ăla care o să mărturisească scapă întreg satul. Asta zic eu. Dar ăla care o să mărturisească scapă întreg satul. Dacă te duci acolo, o să te omoare. Nu-l cunoști ce fel de om e. Nu te duci. Ce-am să mă fac eu singură pe lume? Dacă nu mă duc, 40 de femei rămân singure pe lume. Maica măsii, e nebun! Matache! Eu am tras în boier. Hai, du-te și dezvan în sat, poate cine știe. Hai, fugi! Tănase! Nu te duce la conac! Tănase! Tănase! Trebuie să mergem iute la conac. Va să zic că el e. Boierul e în drept să-l dea pe mâna jandarilor. Dacă o vedea tot satul venind, nu o să-i facă niciun rău. Altfel îl omoară. Dar o să ne vază mulți și o să spui că ne-am răsculat împotriva lui. Tu vorbești așa. Tu care vroiai să pârjolești toți ciulinii, care spuneai că nu-ți e rușine de tata. Nu vreau să moară. Hai, Matache, să vorbim cu ceilalți. Tu rămâi aici. Acum n-ai să te mai împotrivești să mergem la conac. Eu zic că a venit timpul să cerem și schimbarea voielor. Nu vorbi prostii, mă. Acum trebuie să-l scăpăm pe Tănase. Și nu cu puștile o să-l scăpăm. Să ne grăbim cât mai e vreme. Uite-l și pe placul cernicul. Ce-ar fi să-i spune să vină și el cu noi, a? Ieșiați și din casă, oameni. Nu mâniați pe Dumnezeu. Dumnezeu? Ne-a părăsit de prea mult timp, părinte. Nu, Huli. Dreptatea din cer nu e tot una cu cea de pe pământ. Diavolul v-a întunecat minții. Liniștiți-vă. Vezi, îți dă drum, părinte. Cată-ți dă lumânări în neatale, că dacă nu... De acum înainte, dreptatea ne-o facem singuri. Acolo! Acolo! Soldații. Da. Sunt pe aproape. Să-i potolească, n-aveți grijă. Cine să-i potolească? Tu nu! Trag despre Urleasca. Mai aproape. Cu asta ce facem? O duc la moară? Puierule! Puierule! Țăranii năvălesc încoace. Dobitoci. Să vă răspărțile. Închideți obloanele. Punem șaua pe cal. Da, bă. Armata e aproape. Mă duc să o întâmpin. Cei cu puși la ziduri. Dacă se apropie... trageți în ei. Ucigașule! Ai să mori! Auzi cum bate tunul? Lasă-mă! Nu te las! Nu te las până nu vin ai mei! Vin să te strângă de gât! Ai să mori! Ai să mori! Scrapă! N-am venit aici să stăm ca în biserică. Am venit să căutăm învoielile. Ia-l lasă, băi, Caterinca! Hai mai bine la hambare, că este pâine pentru cel puțin 2 ani de zile! Hai, băi, oameni buni, la hambare! Hai, la hambare! La hambare! La hambare! La hambare! Dă-mi pace! N-am venit aici să răzbunăm cinstea ta de curbă. Căutăm învoierile. Tu l-ai văzut? L-a omorât? Nu-s aici. Hai să le căutăm în altă parte. Trebuie să le găsim. Dar ce măsai bună matahala asta? N-are nimic în ea. E puroiul! Aștept-o! N-a așteptat să dea s-o păcală! Fraților! Veniți că a găsit domn învățător în voierile! Marie! L-am găsit, bă! Uite unde am pus deștul! Lasă-i al meu! Dumitru! Nichifor! Tu n-ai să-i scădezi niciodată în voiel ca asta. Sabule! În voiala ta! Gata. Acum suntem ca nou născuți. Te rog să nu plângă tare, că nu e pe dare, că e pe răbdare. Că dacă știa, nu mă mai năștea. Eu de-aș fi știut, nu te-aș fi născut. Ridică, ridică! Dar ce-i cu voi, oameni buni? De unde veniți? Din Băilești. Dar ai voștri unde-s? La conacul boieresc. Și la noi s-au răsculat oamenii. Vai de sufletul vostru! O să vă omoare pe toți. Unul n-o să scape. Dracu tunurile! Au bârjolit tot un jur. Dărâmă casele. Pe bărbați au pus să-și sape singur gropile. Silistranii șterși de pe fața pământului. Dar ce vin avem noi? Că n-am făcut nimica rău. Ăsta-i sfârșitul lumii, fraților. Nici când n-am văzut atâția morți pe Maraga. Auziți că se apropie. S-a pornit prăpădul. Să mergem la conac. Să spunem la ai noștri să fugă. Da, spuneți-le. Spuneți-le să fugă. Să se ascundă în pădure. Spuneți-le.